Per nezer un pik që levu. Pes në skip për telefon së vë komentari le. Fucked up. Ne komentează videoclipurile tale. Se aude? Ia, se aude. Se aude, dar în slab auzi. Să văd dacă mi se vede pe cameră gen ce vreau să fac. Nu mi se vede camera. De ce nu mi se vede camera? Ok, am tras eu camera, ce dracu am făcut? Stai un pic, mă, că vreau să fac camera, mă. Stai așa. Gata, așa, stai, că am pierdut camera. Gata, ia să văd. Stai așa, așteaptă un pic. Că aveam monitorul 2 și erau bugite, am două. Stai așa să văd comentariile, chat live. Știu mă că v-au zis dublu din cauza că am eu live-ul pe fundal din câte știu. Nu, nu mai eram, nu se mai aude fundal dublu. Se vede, se mai aude dublu cumva, băieții. N-aș mai crede. Ok, să luăm și noi link-ul de la live. Două secunde. Tata și un pic băieții. Băieții, vom testa sistemul de rob în acest live stream. O să testăm sistemul de rob. Pentru asta fac acest live stream, să testez sistemul de rob și să dau giveaway-ul o dată. Așa, punem pe server. Ok. Sunt live pe YouTube. Bagiu Mihai canal. Testez sistemul de rob. De rob plus. Bun. No, haideți să testăm sistemul de rob. Să mă intre persoane pe livestream, Felix. Goto Felix. Să mai intre persoane pe live. Să mai intre persoane pe live ca să ne strângem, să facem, să arătăm sistemul de rob la băieți. Hai că deja sunt 6 persoane. Hai să dau live-ul și pe Discord. Stai așa. Ce am? Ai buguit, dă-l drag, dă-l drag. Da, am apă live, nu știu se vede așa, dar gen eu în ce secundă am treabă, n-am live așa. Da. Hai să mai strâng persoane. Dig. Păi civilii să dea rob, nu frate, nu dau rob civilii. Numai mafioți o să dea rob, what the fuck. Hai să zic aici. Să aibă aici băieții. Stai un pic, Felix. Dă-mi și pe un an, nu? Intrați, frate, mai mult să arătăm sistemul de rob la toată lumea. De ce este Thunder Coscar, nu știu. Nu revine, Tudor, nu revine.
Haideți, bă! 15 pe live. Să începem să dăm drumul, să vă arăt cum e sistemul de rob. Haideți. Ce faci, bă? Testez imediat sistemul de rob. Cu băieții aici vă arăt sistemul de rob. Haideți să vă zic niște informații. Păi o să veniți cu mafia, o să dați că să fiți 5 mafioți și să fie pe server 4 din poliție. Veniți aici la bancă, o să aveți banca. Aici aveți checkpoint-ul ăsta care o să trească voi să... Cum să vă zic, să intrați în el. Dacă sunteți 5 online din mafie, să vină toți 5 în checkpoint. Și hai să începem, Felix, hai să le arătăm. Deci, intrați în checkpoint. Da, intrați aici în checkpoint. Vă băgați aici în checkpoint, fain frumos. Vă spune că trebuie să fiți minim 2. Jaful începe în 5 secunde, da? Noi o să punem la 30 de secunde. Bă, nebunule, acum dacă ieșiți din ăsta, o să vă spună că nu sunt destui mafios, da? Intrați iar în ăsta. Intrați aici, așteptați secundele până să înceapă. Au început. Și acum trebuie să căutați safe-ul. Prin toată banca asta trebuie să căutați safe-ul. Locația este random. Adică poate să fie la etajul 1, la etajul 2. Depinde. Une mă, să-mi zici când găsește la casă, la arăt eu gen animația aia. Mă, să mă pun bine, dracu. Cred că e la etajul 2. Rele ore. Da, deci locația este random, repet, random. Că e copicat la etajul 2. Safe. Și câți bani ai dintr-un jaf, o să vedeți. O să luați 10 milioane de persoane. Uitați, aici este safe-ul. Îl vedeți cu galben. Intrați aici frumos. Vă băgați aici frumos. Unul singur, nu toți. Se bagă aici respectivul, îi dă o bormașină în mână. Dă-te, Felix, era bormașină. Uitați aici, asta este bormașina de la Bosch. Vi se încarcă bara aceasta, în acest timp mafioții trebuie să vă apere, gen să apere toată clădirea. Înțelegeți? Toată clădirea. Cel mai important este cel care sparge, da, este cel mai important. Se încarcă aceasta, mai pe scurt, până ei safe-ul, vin eu cu poliția și v-am spart. Exact, Leo. O să dea anunț guvernamental la poliția automat când începe jaful, deci automat poliția o să știe când se dă drumul la jaf. Mamă, ce bormașină. Da, uite ce șmecherii bormașina. Frumos să-i spargeți. Vine poliția. 24 pe live, vă mulțumesc că vă uitați. Aici, repet, trebuie să fiți foarte atenți. Poate crește și suma gen de oameni pe... La poliție să stea. Ionuț, i-am găsit pe acei doi băieți, am vorbit cu ei, Ionuț. Am reparat acel bug și băieți au fost răsplătiți. Când ne-au spus bugul. Salut, manevră. Uai, 27 pe live, vă mulțumesc. Mai dăm un an în... Gata, s-o spart safe-ul, v-o dat banii, v-o dat un sac cu bani, o dat și lui Felix, aici vă apare... Vedeți că vă apare 2000 de metri până la locația unde trebuie să duceți banii. O să mă duc la bank, că de la bank începe chestia. Și voi o să trească să vă luați mașina aici, dubele, prin spate, o faceți să ieșiți prin spate, șmecherii. Și o să trebuiască să mergeți, locația este... Acum ziceam eu o prostie. Stai că când dă crești dacă mă duc așa cu speed-ul? Stai să mă duc așa cu speed-ul. Stai că mă duc eu cu speed-ul. Locația este random, dar am pus mai mult să dea pe locația asta, ca să este gen... Este... basic. Veniți aici în checkpoint-ul acesta. Veniți în checkpoint-ul acesta.
Și aici vă duceți frumos din mașină. În acest timp, cât veniți cu mașina până aici, vă poate prinde poliția, vă poate distruge. Dacă muriți în timpul jafului, o să pierdeți banii. Poliția o să câștige niște bani. Iar voi o să puteți să mai dați încă o dată robul peste 24 de ore. Dacă ați dat robul și l-aveți cu succes, o să puteți să mai dați iar robul peste 3 zile. Cam așa. Ați intrat aici, v-o dat banii, vă dă 10 milioane, 10 cacavădă. De aici puteți să mergeți oriunde. Poliția, repet, poliția tot poate să vă prindă, să vă aresteze pentru că ați fost la un rob. Dar nu prea vă mai găsesc ei. Bă, Felix, știi ce am putea să le facem, bă? Felix, mă auzi? Să le dea niște skin-uri când dau acolo robul. Știi, și după ce, după banii, să le schimb. Le schimbe skin-ul. E destul de bine, dar e cam mult 3 zile. 3 zile e mult. Păi da, frate, dar gen... Și 10 caca. 10 caca, eu zic că e o sumă foarte mare. Nu, nu e o sumă foarte mare, 10 caca. Hai să fii serios. Cine ar vrea 10 caca? Hai, dați și voi un like acolo, bă, băieți, bă, dați un like să strâng și eu 20 de like-uri. Frate, Brabusul este lucătă, bă, hoi, mi l-a furat și mi-a zis că nu mai mi-l dă. Dăm PM, frate, pe Discord și vorbim. Dăm PM pe Discord și vorbim. Dați-mi PM dacă aveți vreo problemă. Poliția câți bani ia dacă îi prinde? Bă, frate, noi ne-am gândit să iei vreo... 4-5 milioane pe acolo, 4-5 milioane se. Adică doar că l-am pușcat. Nu, vă 4 milioane se, 4 milioane. Vă 4 milioane, eu zic că e ok, dracu. Pe live. Mamă, frate, suntem 29 pe live. Vă mulțumesc că ne uitați la mine. Asta am vrut să fac pe live, să prezint acest sistem de rob. Poate facem și acel giveaway care l-am promis aseară, dar mi-a picat netul. Și n-am ce să mai zic. Două șop persoane vizionează acum. Ce să mai zic, bă, băieții, bă, ce să mai zic? Ne uităm și noi pe aici pe lista de server de la MTA. Frumos aici, top. Voi ce mai ziceți, bă, băieți? Vă place sistemul acesta? L-ați așteptat? Ia spuneți, sistemul ăsta l-ați așteptat? În câteva ore și fac 300. Bravo, Vlade. Ăștia la mine aici pe live zic, bă, Felix, că vreau un PD. Ăștia... O să pornesc angajările când intru. Brăinele, o... Da, bă... O să și anunțăm sistemul, gen, pe Facebook, pe toate grupurile astea, poate să îngeți mai mulți playeri. Man, la mașina cu kilometri încearcă să pui, gen, cum ar veni din viața reală. Adică element, adică din viața reală. No, bro, fane cuțit pentru membri la, pentru skin-uri la membri se donează. Gen 10.000 de kilometri. Păi cum, bro? Păi dar tu îi faci kilometri aia, bro? Poți să faci și 1.000.000 de kilometri pe mașină. Ia uite pe mașina mea. Uite, hai să vedem mașina lui Felix câți kilometri are. Uitați aici. No, uitați câți kilometri are mașina lui Felix. Hai să fim serioși. Uitați aici câți kilometri are. Da, eu mi-am pus. Tu ți-ai pus? Da. Vrei să-mi pun mai mulți. Dar cum îți pui? Comandă. Ce comandă? A. Mașina cu ID-ul 777, Bagiu, pulă mare, așa-l cheamă pe un număr pe YouTube. Poți lua pachete de donator cu bani din joc? Nu poți, Stayless. Am mai mulți kilometri pe bicicletă. Păi o iei din DS și e mai folosită. Păi, ce bă, dacă cumperi mașina din DS e folosită, mă, la kilometri? Nu, nu știu. Dă restore V6 a doua la tine. La, lasă, nu mai aduc eu la nimic. Ia să văd. Ce mașină ai la... Ce mașină ai? Stai că mi s-a bugat. 2.1098. La kilometri arată cât de 10.000 de parte. Da.
GetVeh 108. Câți kilometri are, mă, dracu, pe asta? Are 600, dracu, mă. Ce diferență e între BMW 60 M5 Tunable E10KK? Păi, manevră ăla... Uite, uite așa se poate să ți-l tuneze. Ăla E60 Tunable-ul poți să-l faci, uite așa. Te numești Ediu. Poți să-l tunezi așa frumos, poți să-i pui bară spate, bară față. Uite, vezi, poți să-i pui aici frumos, uite, să-i tunable, adică poți să-l tunezi acolo la self-tuning, vezi? Poți să-i pui ce tobe vrei tu. O dai cu Cosmin 976, aici își fac băieții promovare. Felixe! Felixe! Bă, uite, da pe difan. Da pe difan, dracu, mă. Ce să mai zic, bă, băieți, bă? Băgiule, scoate BMW 60 normal, că este deja ăla tunable, bagi altă mașină. Nu știu, bă, băi, lumea vrea 60 normal, poate, nu știu. Vedem, poate schimbăm, poate băgăm un E60 de la mai nou, mă. Ce să vă mai zic, mă? Bagiule și cu aia mere treaba, mere bine. Mere ok. F10, bă, băgăm F10, vedem. Like de la mine, bro, te pup, Gabi, te pup. Nu știu ce să vă mai zic, băieții. Asta am vrut să fac un live așa mai informativ, că nu mă sunt nici bine așa gen să fac live-uri tot timpul. Băgați Dacia Duster. Băgăm, bro, vedem, dați un mod fain și băgăm. Felixe! Da. Facem la tuning gen să aibă acces și să pună vopsea și de-astea. Să vopsească și ei, că știi că n-au râpă, n-au râpă la facțiune. Păi da, dar nu se salvează de acolo. Nu se salvează. Păi și nu poate să facă să salveze. Da, da, da. Deja tot trebuie să le facă. Păi am, dar știi că n-au roleplay, mă. Și nu se angajează nimeni, știi că în tuning. Softul ăla și cu suspensia nu prea e roleplay. Mersi, mersi. Bagă înapoi taxi, bă. Nu era taxi pe server. Hm? Fă, te rog. Dă-i VEH2211, da, ia. VEH2211. Da, mă, mă. Dă-i pe drag, mă, noi avem mod de taxi, bă, eu știu că avem mod de taxi, Felixe. Dă-i pe drag, mă, bă, ești nebun la cap. Uite ce șmecheri modul. Taxi. Bă, ești nebun la camă. Uitați ce bine arată, se mișcă și ceasurile în bord. Taxi. Se dă la polițist? Da. 3 milioane, nu, 4, 4 milioane. 4 milioane? Da. Taxi-dum. Bagiule, cât costă să-mi pui o motocicletă de asta mică de copil de 10 ani? Nu știu, bro. I don't know. Faci troll, nu fac așa troll, bă, că nu mă simt bine. Asta urma să prezint sistemul de rob, live-ul ăsta și salvez pe canal, adică să rămână salvat ca să am ăsta. Și la F8, la I8 se mișcă și volanul, bro. La I8. La tine pe live parcă se vede puțin turtit. Păi am 4x3 la rezoluție, bro. Fii atent aici. Am 4x3 aici din video, vezi? Dai la video. Aici și aici 4x3. Dacă dau pe automat, hâț, se vede înapoi ridicat ca la nebun. E ciură se vede așa, eu. Se vede înapoi ridicat. Eu cum se vede, eu.
Doamne, eu nu-mi place așa. Se vede așa ridicat Borneo. Nu, frate, ești nebun la cap direct. 4 pe 3. 4 pe 3. De ce ai 20 de FPS-uri? Bro, eu am avut un NBP MTA, mi s-a buguit MTA și am... Bine, gen am FPS-urile astea care sunt acolo, de eu n-am lag. Gen, e jucabil. Gen, na, trebuie să reinstalez MTA-ul în GTA San Andreas tot. Poate m-a aput de YouTube. Te-a aput, bro, aput. Tot M6 e baza pe server. M6 e baza, da. Vezi că M6-le când se strică, geamurile sunt default. Eu sunt pe live, Rebreane. Fac live pe YouTube, am 21 de oameni acum. Ia-ți să vedem dacă se strică M6-le. Dacă găsesc mod în pui, nu știu, vedem. Cum se strică, bă, modul, bă, ia să vedem, mă bag în stâlpul ăsta, ia. Unde se duce, mă, geamurile default? N-am înțeles. Și pe mob nu arată când se strică deloc, gen e ca și nouă. Păi n-ai mob, nu se strică. Așa e modul, da, gen modul ăla, să zic sincer, bă, telies, nu telies, doamne, Ionule. La modul ăla, frate, era cel mai mic mod la Mega, că restul avea de 40 de Mega. Înțelegi? Îmi spui nubele, da, Rebreane. Schimbă mai bine modul de pe mob. Bă, nu l-a schimbat pentru că sincer e cel mai mic mod. Adică ori îl schimb, ori îl scot de tot, ori nu mai fac nimica. Ăla cu tort îl poți schimba dacă vrei, spun bagiu pulă mare, spun numărul. Bagiu, dă-i check 65, să vedem ce, să vezi care rapoarte am. Check 68. Are băiatul. Oh, că-i se vede IP-ul la drac. Stai ce dracu am făcut, că mă bagă pe monitorul 2 când dau aici. Așa. Stați 65. No, are dracul meu 3000 de rapoarte, mă. 3000 de rapoarte are. Băiat adevărat. Zice un în loc de mob să bag Skoda Octavia. Nu bag. Scrie ceva, nu știu dacă pot să dau de pe telefon. Te-ai ghidat și lui Rebrean. Rebrean, vrei moderator? Ți-am dat, Felix. Da, am cheie. Te-auzi foarte dor. Bă, băi, da subscribe, bă, să facem 100 de abonați, bă, că vreau să fac 100 de abonați, apare acolo 3 cifre, bă, 100 de abonați. Subscribe la Felix 5K. Da, chiar intrați la Felix 5K pe canal acum să vedeți videoclipul cu țeparul de pe MTA când o plâns copilul, frate. Deci intrați să vedeți un țepar de pe MTA când o plâns. Uitați-vă că vă pișați pe voi de râs. Pe Felix 5K, băiatul acesta cu moderator. Uitați-vă să vedeți că vă pișați pe voi de râs cum plângea copilul că o luați apă pe MTA, că o dați chem pe MTA. Bagi... Ce se joc? Hai la un CSGO, haideți la un CSGO, băieți! Nu, mâine, dă acolo. Jucăm pe mapa aia ta. Da. Nu, că te-ești bun. Nu merg texturile. Păi dacă nu ai textură, nu-ți merge. Trebuie să ai textură în slash stats ca să-ți meargă. Ba, vezi tu peste stats 1v1 pe CS. Mamă, cine ne provoacă, Rebreane.
Zi-mă, bagiule, ai tu feu. Am textură, boss, dar e buguit sistemul. Auzi, râmea, că e Felix, e buguit sistemul. Ce nu-i merge? Ce nu-i merge? Spune ce nu-ți merge. Zi ID-ul pe server să vină Felix la tine. Zi ID-ul pe server. Auzi, că le intri și le iese, mă. Păi da, și nu le lasă să-și bage textura. Păi da, mă, prostule, și aia care, bă, Felix, aia care vor să-și ia textura de pe mașina și nu au un stat, cum de li se închide meniu? A, ce prost ești, Felix, stați așa că a făcut Felix o prostie. Da, îl pun la ăla, când adaugă textură. Da. Din când ai adaugă textură, Da, așa. eu l-am... Eu n-am mai gândit pe aia. Hai să nu spun de ăla. Haideți că dăm un CSGO cu Rebrean aici, să vedeți ce bine joacă Rebrean. Îi dau numai capete cu Deagle-ul. Nu am dat pe demo, nu. Păi da, fă-i ăla, fă-i ăla. Vreau să dau acum. Rebrane, te uiți pe live? Mă pot juca și eu vă rog. No, hai și tu, mă. Hai. Păi nu, mă, jucăm... Băi, jucăm 3-3, mă, cum jucam cu Nistor atunci, 3 runde. Dii, nu, AVP cu aia! Dă joc. Păi eu cu tine. Ce faci, boss? Aici cu... am prezentat sistemul de rob și jucăm acum am un CSGO aici cu cuțitașul de bucătărie. E gata sistemul ăla de rob, dar Azore. Azi îl facem, punem tot și gata, azi cred că îl terminăm. Bagiu, faci 1v1 pe 5k pe metea, nu că voi sunteți de aia care băgați coadele. Băi, băgați coadele. Ce să citesc? Ce să citesc, mă? Dar nu știu, n-am văzut ce ai scris. Hai cu 30 de like-uri! Mamă, 30 de like-uri! 23 de like-uri! Mamă! Vă respect și vă pup. Frumos cuțit, te pup banii, te pup. Hai, Rebrane, dai start. Mai vine Felix. Ionuț Daniel aici, motherfucker. Ionuț Daniel Silver 2. Bagi, uite, ai dat pe Discord, m-am uitat încă, că n-am pornit monitor 2. La mod. Nu m-am uitat încă. Vă place asta? Ziceți, vă place asta? Cantico. Da, pe 5 euro. Vedem, mă. Oricum, trebuie să stau... E bine, ce rank am pe contul ăla mare, că am uitat. Ăla, demonul. Nu, serios. N-am mai DMG-ul. Cât costă? 20 de euro, M4 și cuțitul 150 aproape. Bai, skin-uri de la Osiris, da, bro, am Osiris, dar taci. Uite-mă că nu scad persoanele pe live când intru pe CSGO, pula, că eu aici mai fac o caterincă. Stați așa să intrați în match, să intru în match, doamne, pardon, să vezi ce caterincă facem. Zi, am live de pe Osiris, mă. Ce ai zis? Bă, ce ai zis, mă? Bă, ce ai zis? Ia uite de aici, bă, stai așa să încarci, uite de aici, bă. Osiris, mă, bă, Osiris, mă. Bă, Osiris, mă, ce-ai zis? Osiris, mă? Osiris, mă, Osiris! Osiris! Firai tu să fii! Dă-i start, Rebrean, și închideți telefonul, că mă de două ori. Dă-i start! De-ai luat șters, n-ai botul.
Da. Dar se mișcă bine, uite-te pe la nici dacă se mișcă bine în CSGO. Păi, e ieftin, bă, păcat că nu am și eu. Salut, salut Cristi, dai și tu pe Felix mai tare că nu-l aud deloc. Bă, frate, îți zic sincer, nu știu să le fac setările. Deci nu știu să fac setările, degeaba îl dau eu pe el mai tare că nu-l aud, nu-l auziți. De ce, bă, că am zis că eu sunt cu tine? No, haide, Revreane, să jucăm. Da, Bot Kick. Nu că poate dai kick-ul Felix. Dă-i mă MP să dăm jucăm Deagle, bă, Revreane, bagă ălea, Revreane. Uite ce bulac ești. Are Brane, nu se resetează. Pentru că sunt 3 și mapa e de gen... Ai, dai Emperor Star, așa e. Hai că jucăm așa la Emperor Star. Dai, jucăm așa la Caterinca. Dai, spaia aia în bară. Băieții, stați cu bischi, o să bun de Crebrean. Ne-a zis că poi am dat. Păi zici că ne-ai datele. Băieți, stați pe live, nu plecați. Uite, ies persoanele de pe live. Gata, mă. Ce mă pălește băiatul meu. Oh, ați văzut? Tot la vești, Gavi! Nu vorbi Gavi, dă-i pe restart. Și dai că ultima rundă. Oh, ce antico fire! Mamă, o spart dracu, hai Revreane că ești. Mă bag cu Felix, că gen am te-am bătut. Păi 2-1. No, bine, ai 3-1. Mă bate dracu acum, mă, care armele lui, mă? Bagiu egal. Dacă e arma ta, mă. Am dat capra, drac. Prin peretele ăla i-am dat. Dă și mie codul tău să îți au să dau ad pe CSGO, bro. Da, să cred. Am bă cu Felix, ești cu Felix demonul. Asta mă bate că se lege dar Eagle. Surprise, surprise! No bine, Rebran! Ieus! Dă restart! Hai să-l vedem pe Felix dacă are coade. Cât mai avea?
Cât e scorul? Cât e scorul, bă? Tu la cap. Hai Rebran, tu de-abia-l vezi pe ăla Rebran, cred că. Cum găsesc, bă, fra Ianhi, sunt o grămadă de site-uri pe Google de texturi, gen, pe și pe Discord, deci, da, textura e o poză care ți-o iei tu și tu mai editezi. Cine o câștiga, mă? A. No, hai. Dă-i Emperor Start, dă-i Emperor Start. Dă-i Emperor Start. Pai, ce cam dat. Tu vorbești de brane. Te-am dat cap? Nu. A, păi nu îmi place să mă joc cu tine, că tu ești bun. Da, mi-ai dat acum 3-3. Ce minte, fraierul. Dacă asta e mapa, e oribilă. Aici mă bate, mă, frate! Da, păi nu, o să nu mai jucăm noi de rebrane, stai cu minte. O persoane pe live, ați plecat, mă, pe metea, mă, firați voi. Nu vă place CS-ul, de fac live cu CS, moare YouTube-ul. Ceva de rău? Oh, nu la ating, ești bulache. Culcat afară. Dar nu ieși de tot, nu ieși de tot. Nu fă-ți-o, să te uiți pe lei, bă. Care a mea? Îmi place asta mea. Nu, hai. Hai, ce prost am tras. Ce prost am tras. Bă, tu, dracu. Hai, ce prost am tras. Eu, că s-a dus gloanță, uite-te pe live, că am uitat pe live. S-a dus gloanță, lumea în peretele ăla. Da, Felix. Este Felix, Oscar. Da, se o pe el. Bă, 5 persoane, nu-i bine, bagiule! Sau bagiule, cum ar vrea să zici tu. Îmi pare rău. Păi da, dă-i restart. A, fix mapa asta. S-a-mi dat ceva? Da. Cât mai? Oaa, 2 HP! Asta chiar că salvezi live-ul. Doi pe live! Nu mai aveți ce vorbi cu mine. Ați terminat-o cu mine.
Noi, nu știu că ești. Doi zero. Sau 2-1? 2-1 că te-am bătut în aia, da. Ce placă video ai să-mi iau? Am un RX 570 mi se pare, da. Cafala așa la nostru. Zupsi fanbase. 500 bots versus Zupsi fanbase. Da, n-am știut că s-a gătat. Haide, bine, că mă joc și eu cu tine imediat. Cine eu? Ce tine mai headuri stau? Cum nu l-am atins aici, bă, muie, bleagă. Când jur copiii, când faci giveaway-ul, mâine, bro! Da, pula. No, cât e? Gata, mută-te că vine Lebrean. Hai, boss! Dipă, dracu! A pus configul lui Simpal, la drac cum joacă. Da. Asta-i configul lui Simpal după reflexe. Prin perete. 2-2, hai! Haide, vreau că-s de prietenul tău! No, ce vorbim aici? Ce vorbim, mă, Rebrean? Nu bas pe Rebrean. De ce mâine și nu azi? De ce azi și nu mâine? Hai întrebarea, de ce azi și nu mâine? Ai pus cu Felix să mă joc.
puțin tare, brane, deci că e Pokémon. No scop. Ba! Are bula. Vai, fete ca să nu do scop, da, hai. Sau nu, Deagle. Deagle, da? Erbrean, Deagle? Da, bun. Uai, ce mi-a dat-o, dracu. Hai, ultima rundă. No, ce să facem, nu toți suntem buni ca tine. Dei, pe drac. Nu, hai că mai stau, hai. Hai, dei. Ce server? Nu se simte norocos. Vorbiți cu Big Smoke, că Big Smoke vă da avere gratis. Trei. Câte like-uri am? Am 26 de like-uri. Da, vreo băieți să vadă robul. Nu mai zic nimic, zici că-s morți. Ce te lauzi, Rebreane? Da, dar asta nu te-ai răbdat, Rebreane. Păi și bine, drag, să stau în cur la mâți. Hai, că i-am dat 7-8. Cum intru și eu pe serverul ăla de Discord, fostul Venom. Nu intră nimeni pe ăla. Da, doar băieții care au păr. Tu ești pe live, bulangiule. Aia, da. Nu am nimic mare de leu. Când am vrut să dau, l-am mai tras. Mai rănit la sentimente. Ah, când m-a pe cap ți-am tras și nu ți-a tras nimic. Deagle. Deagle, că vreau să mă căzesc pe Deagle, Rebrean, că știi cum sunt eu pe Deagle. Mă mai știi, Rebrean, cum eram eu pe Deagle odată. Mai vă jucat? Da, mă, nu suntem aici, facem aici. Nu mai ești bun pe Deagle, nu sunt călzit. De-mi dai 3 runde cu Deagle, știi că după aia mă căzesc și mă te crăp. Hai, du-te mă, tatu, zici tot bulan. Adică?
tragi la purtă în sus. Da. Dar când trebuie să mergi? Nimic, mi-e sigur. Nu, no, vin. Nu vreau. Până, nu veneam. Am eu alte pe cap. Nu, am eu alte probleme pe cap. Am eu alte pe cap, n-am eu bairamurile voastre și cu astea copilărești. Am atâta. Nu știu, vedem. Și cu ce mereți? Cu ce mașină mereți? Am mers cu trenul? Nu știu. Băi, dacă mă ajuns la Arad, îl sunt pe Zupsi, asta ar fi chestia. Știi, și mă întâlnesc cu Zupsi. Tu nu mai vrei să te întâlnești. Păi nu, dar gen așa, la o caterincă, cu Zupsi, cu Fresh Lemon. De pe sâmbătă, pe duminică? Unde merge dracul la lucru? S-a angajat dracul. Nu știu, bă, văd. La sâmbătă asta ai zis, nu? Nu știu, vedem. Tu mergi sigur? Și câți bani ți-ai la tine? Nu știu, poate. Da, am întrebat așa, gen... cu linia, gen, nu sigur. Te pup, Alex. Întreabă-l gen așa la o caterincă. Nu zici sigur. Se bagă azi. Bagiule, da, dezintegratorul ăla. Da, mă. Văd, mă, să văd cum stau cu ăstea și de pe dar văd, eu nu-i sigur.
Și acolo cameră îi? Și ce facem acolo la Radu în ziua aia? Dar transportul nu-i gratis, mă. Nu dai gratis, serios, e gratis? Vin, mă, dracule, că cred că mă duc și mă întâlnesc și cu Zupsi, că vin. Ce că vin? Nu treabă, ce zici. Și dau o fugă și ne întâlnim și cu Zupsi. Dau cu el mâna măcar. Că zis că dacă mai vin. Și zic vin, frate. Mă întreabă, nu am intrat pe interval, mă întreabă. Deci nu ne plictisim rebrane, zici. Mere mână, mi-au cred că 1,5 milioane, mi ajunge 1,5 milioane. Că oricum ți-am zis că spăresc cu cardul pe minus, ți-am zis, povesti faza. Da, pula, îți fă minus cu cardul. Probleme, pula mea. Păi eu mi-am scos niște bani și nu știu ce am selectat pe acolo și au fost bug la bancă și mi-am făcut ceva împrumut de 3 milioane. Da, nu aia 4 milioane, mi-am băgat acum pe minus. No. Da, de era așa am luat un scaun mai ieftin de 400. Mai luam eu de... Și nu mai luam eu de 6 milioane. Ce să faci? Cum să nu? Păi dacă... Nu, no, îi bai, mă. Nu-i bai, mă. Da, na, da, nu mi-a zis odată limita. Păi, nu mai pot să folosesc cardul, mă, că orice bani bag pe card, mi bagă gen acolo. Că mi-au 1,5 milioane. Nu ajungem 1,5 milioane. Da, ai cum. Nici la mare, în pula mea, consumam 1 milion pe zi. Să mor tu că și piscina. Păi și cum nu plătim, mă, ce, cum face, ia acolo. A, și ne bagă acolo, la negră. Stai să închid dracul ăsta. Hai băi, ține auzi mai târziu, revin. Vă pup.